cafeaua de dimineață Te ajută să scapi de greață și scrăși Bine dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață De data aceasta o ceșcuță mai mică pentru că suntem în deplasare Și un par cu apă cu lămâie Ca să fim, ca să spunem așa, în ton cu vremurile de astăzi în care trebuie să bei foarte multă apă cu lămâie ca să poți rezista. Ne aflăm în locul de unde se iau deciziile la Roman, se execută deciziile luate, de, exact, de fapt, la Roman, biroul primarului de Roman, domnul Lucian Nicu, și vreau să vă spun înainte de a-l prezenta pe domnia sa în imagini, că am avut un sentiment așa de tonifiant când am intrat în holul spre biroul primarului, pentru că nu m-am mai simțit copleșit înainte, mă simțeam copleșit când veneam aici, acum este o culoare normală și nu mai sunt tot felul de imagini care uh, uh, te asaltau la vremea aceea. De ce am venit la Roman, de ce vrem să facem o emisiune de aici, o să aflați în minutele următoare. Până dimineața, domnul primar! Bună dimineața, bine ați venit. Vreau să fac doar o remarcă. De regulă, esențele tari se țin în sticluțe mici, de aceea și cafeaua au înțeles, e într-o cercuță mai înțeles. mică, în sensul că uh, e o cafea, sper, de bună calitate și care uh, e pe gustul dumneavoastră. Este foarte bună, domnul primar. Domnul primar, uh, eu aș începe emisiunea abrupt, pentru că nu prea ne stă în obișnuință să facem emisiuni din aceea în care să întrebăm cam, nu e așa, domnul primar, că faceți investiții, nu e așa că aveți bani mulți de la buget, nu e așa că șantier, Roma nu este un șantier, nu e așa că apa dumneavoastră, chiar dacă nu există, este bună de băut. De aceea eu aș vrea să fac, să începe misiunea în felul următor. Domnul primar, credeți că veți intra în istoria administrației locale ca primul primar Care își declară într-un fel independența față de administrația județeană după ce s-a întâmplat acum cu apa uh, ser și apa vital? Da, o întrebare destul de, de directă. De, de regulă, eu sunt uh, o persoană și un primar obișnuit să. Uh, intru în, în dezbateri reale și nici de cum în, păi de asta vă spun că în afirmații nou... care nu, nu mă caracterizează și nici nu îmi fac plăcere. Uh, da, demersul nostru este unul pur, pur administrativ. Nu urmărim nici intrări în istorie. Uh, ne dorim doar ca cei care uh, sunt furnizori de utilități publice la Roman în speț să discutăm de Uh, serviciu public de alimentare cu apă și de eliminare a apelor uzate. Uh, la Roman noi ne dorim servicii de calitate. Ne dorim servicii de calitate la prețuri uh, competitive și în egală măsură ne dorim în primul și în primul rând să avem apă furnizată non-stop. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele șase luni la Roma ține de domeniul ridicolului din punctul meu de vedere. Romașcanii practic au fost ținuți într-o zonă și aruncați uh, spre... O Tentă electorală, părerea mea, au încercat discreditarea autorității publice locale de la Roman prin inventarea acestei crize a apei. Și fac remarca legată de faptul că la conferința de presă de săptămâna trecută, după ce am luat decizia intrării în Arsacis și delegarea serviciului către Apa Vital, un coleg de-al dumneavoastră din presă ne-a întrebat domnule primar, da, dacă săptămâna viitoare cineva va veni și va da drumul la apă. Ce se va întâmpla? Un om eu am bine zis, informat. Eu, ca să fiu sincer, n-am înțeles atunci întrebarea și am spus, păi pot să mă gândesc și la altceva. Pentru că dacă ne-ai ținut șase luni fără apă și după aceea în două zile îmi dai apa după ce am luat această decizie, înseamnă că la mijloc au fost alte de resupturi. Și a venit ulterior la Roman și a declarat că vinovatul de serviciu e un operator local sau un sau angajat. Fostul director, sau, sau fostul director. Păi da, fostul director tu l-ai ținut în brațe și e omul tău. E cunoscut la nivelul întregului județ. Cine este fostul director al companiei județene Apaserv? De ce a refuzat atât de multă vreme branșarea la conducta de la Timișești? și uh, achiziționarea de apă de la uh, Apa Vital în condițiile în care noi am cerut public acest lucru în mai multe rânduri, am avut comitete județene pentru situații de urgență, unde inclusiv un reprezentant al consiliului județean a participat acolo. Conducta de la Timișești este proprietatea consiliului județean, adică sunt lucruri care erau la îndemâna consiliului județean, la îndemâna uh, directorilor companiei județene Apa Serv. Și nu s-a luat nicio decizie. A trebuit să luăm noi această măsură radicală no, no, no. Să când ne-a ajuns spun, cu să vă, la o... să vă spun două lucruri interesante. Să știți că nu numai Roma nu are probleme cu apa. De exemplu, același gen de probleme nerecunoscute și nefăcute public sunt la Târgu Neamț. Deci, de acolo la e Târgu altă... deci sunt comune care au aceeași problemă cu apa. Aici, situația... Deci pentru noi care să eram din piatră neamț din presă, ceea ce v-a spus colegul dumneavoastră, noi discutam uh, aproape în fiecare zi. O să vedeți cum se schimbă directorul. Uh, apropo, uh, ieri, uh, cred că, sau astăzi, va fi executat și unul din membrii Consiliului de Administrație. Nu tot Consiliul, un membru al Consiliului de Administrație care supăra el prin niște decizii acolo. Dar să revenim la apele noastre de la Roman. Este bine că se dă drumul. Și va fi apă. Problemele de aici încep, probabil, vor începe alte probleme. Eu cunosc toate argumentele pentru trecerea la apa vital și, sincer, consider că fiecare comunitate are dreptul să-și aleagă operatorul uh, cu care să lucreze sau serviciul pe care să-l primească. De aici ne îndreptăm spre problema cealaltă. Uh, prețul. Nu vi se pare că toată. Discuția asta care a fost, nu avem apă de șase luni de zile, a dus, să, a acoperit și problema prețului apei? Că acum ajungi să spui, domne, dați-mi apa aia odată. Da, da, vedeți, dumneavoastră frustrare e de două ori mai mare a romașcanilor. Pe de o parte, nu mi-ai furnizat apă, da. și pe de altă parte, îmi și majorez prețul la apă. Iar decizia de majorare a prețului de apă au luat-o câteva comune. Pentru că, din păcate, așa cum este statutul la Aqua Neamț, și primăria municipiului Roman, și primăria oricărei comune, nu primărie. dau un nume ca să de nu, nu o, supăr pe nimeni, da? sunt comune care au și mai puțin, da. dar hai să spunem, o, o primărie de 1000 de locuitori are un vot egal cu o primărie de municipiu, în speță, Romanul sau Piatra Neamțul. Păi și Romanul și Piatra Neamțul, noi am votat împotriva majorării prețului la apă, pentru că, și am, am și justificat aceste lucruri, nu sunt de vină nemțenii, pentru că acum vorbim la modul general, dacă da. e un preț unitar la nivel de județul neamț, nu sunt de vină nemțenii pentru că consiliile de administrație, președinții de consilii județeni care s-au tot perindat, au dat afară oameni discreționari din funcție de la Apa Serv și peste 10 miliarde de lei noi, de lei vechi, în scuze, au fost plătiți de compania județeană Apa Serv ca și despăgubit pentru aceste concedieri. De ce nu spune nimeni legat de aceste, Sunt adică haideți să le vedem că da. e drept că în momentul în care noi vom pleca din compania Apa Serv, vom merge către Apa Vital, va trebui să suportăm plata unor cheltuieli pe care compania județeană Pazerz le-a făcut pentru implementarea unor proiecte europene. Proporționale cu investițiile Poate. care s-au -au făcut și doar cota parte de cofinanțare. Unele fiind de pe împrumut, nici nu trebuie achitate acum. Trebuie achitate odată cum, graficului cu graficul de rambursare. De de da, da. Deci, afirmația că va trebui să plătim, nu știu, 2, 3, 4, 5 milioane de lei cât vor fi ei, da, le vom asuma, dar mai mult decât atât. Aceste cheltuieli și le-a asumat apa vitalul. Deci nu de cum să-l plătească Apropo, romanul. Dar hai să spunem și de banii pe care i-au plătit nemțenii ca urmare a celor concedieri abuzive și procese dar, pierdute în instanță. Nu mai concedieri abuzive. Au pierdut 10 miliarde lei vechi. Niște bani care nu s-au dat conform contractului colectiv de muncă la timp. Corect și care au îngreunat situația financiară Așa este. exact în momentul cel mai greu pentru Așa societate. Este. Așa este. Trecem deci peste managementul defectuos practic a dus la această situație de criză a, a companiei și a generat și aceste majorări de tarife. Și dacă este vorba să discutăm despre management defectuos, el a, el a plecat nu neapărat din APASERV. Cei care nu, tutelează. Eu nu vorbesc acum. Acum câțiva ani buni, Cineva a hotărât, care avea putere de decizie mare, uh -huh. a hotărât așa. Nu Consiliul Județean va lua împrumut pentru proiectul european, cum s-a întâmplat peste tot uh -huh. în țară, ci îl va lua societatea. Ori Consiliul Județean, dacă ar fi luat el acel împrumut și care nu era o mare problemă la Consiliul Județean, ar fi permis societății, la vremea aceea, cu banii pe care îi încasa, chiar să facă și să încerce niște investiții, cu condiția să existe un management bun. Atunci da, nu mai discutăm asta. Eu de asta. Adică eu vreau să se înțeleagă un lucru foarte clar. Plecarea romanului de la compania Paserf nu uh, are o rațiune în preț. Nu are o rațiune în dorința romanului uh, de a se despărți de județul neam și se aduce la județul Iași sau altceva. E oricum. o rațiune pur contractuală. Adică eu vreau să fac această precizare pentru a, se, uh, pentru a fi foarte uh, clar înțeleși. Compania Județeană Apaserv, prin contractul pe care l-avea semnat cu Adi Acuaneamț, avea obligația asumată prin acest contract să furnizeze apă în regim non-stop către Municipiul Roman. Faptul că de șase luni ei și-au încălcat, dacă vreți, obiectul principal al nu, contractului, dar este clar, alimentarea cu este apă. Clar, e discute. clar că noi am denunțat este unilateral de denunțat? contractul da. din culpa operatorului. Acum lucrurile sunt clare, deci nu mai există cale de întors. Din punctul meu de vedere. Bun. Dar acum să mergem un pic spre apa vital, pentru că eu cunosc argumentele pe care și dumneavoastră le-ați ridicat, le-ați expus și cei de acolo. Deci apa vital va prelua cota parte de datorie, ghilimele, da. care există. de, Cheltul, chelt, de contribuția, de contribuția da? pe care a făcut-o și, și pe care noi suntem conștienți că va putea luat. majora cota uh, prin poim. Programul operațional. Aici e iarăși un argument Dar foarte important. Își va important. putea mări cota pentru rețeaua din zonă. Dar lămuriți-mă pe mine cu un lucru, că eu asta n-am înțeles. Eu știam așa că pe aceste programe operaționale, cel puțin așa era în prima fază, nu se puteau finanța înlocuirea de rețele vechi și doar extinderea de rețele. Păi, vă, vă explic eu uh, imediat și uh, chiar vreau să spun că și acesta este un Când argument foarte, acesta foarte nu important. nu s-a discutat. Bun, Deci discutăm de post-mediu, da? programul da. operațional sectorial uh, mediu, da. prin care Romanul a beneficiat de sume importante de bani peste 20 de milioane de euro care au intrat în Roman, în primul rând în modernizarea și extinderea stației de epurare. Pentru că era da? foarte important uh, nu numai... Uh, capacitatea romanului care a crescut și consumul care a crescut pe roman. Dar și faptul că alte comune au aderat la Adia Aqua s-au asociat și uh, diversează Deversează apa aici, tot, da, tot da. în și stația atunci, de epurare. E, e sens, clar sens, că trebuia redimensionată deci era foarte important ba mai mult decât atât de exista riscul închiderii stației de epurare. Deci clar momentul asocierii la vremea 2008 a fost unul justificat și uh, investițiile chiar s-au realizat și avem una este din cele un mai moderne, este una este din un cele bun. mai moderne stații de exact. epurare din, din Moldova. Mai mult decât atât, s-a extins pentru că tot pe post-mediu programul într-adevăr, așa cum spuneți dumneavoastră, a fost doar pentru extinderea rețelelor de canalizare și redimensionarea și modernizarea de ce stațiilor asta, de, de epurare. Lumea În schimb, așa, pe poim, schimbat. nu s-au schimbat. Schimbat. schimbat, ci s-au extins. extins. Așa a fost prevăzut programul la vremea respectivă. A, Însă pe poim Programul nou uh, e, e permisă înlocuirea rețelor, practic eliminarea pierderilor. Asta este. Ce problemă am avut noi cu servo, Pentru că uh, noi am avut anumite discuții și cu uh, conducerea APASERV, și cu uh, reprezentantul consultanților, cei de la Tahal, în care am zis da, avem nevoie de monetizarea aducțiunii în momentul de față în speță cele două captări, Simionești și Pildești, de asemenea, toată aducțiunea către Roman să fie înlocuită, toată acea conductă de alimentare cu apă a Municipiului Roman. În acest sens, Primăria Municipiului Roman a făcut demersuri la Primăria Cordon și a luat în concesiune terenul, practic am rezolvat și din punct de vedere juridic situația terenului. Ca, să, face mai ușor ca să putem face mai ușor lucrările, disponibilitatea a existat maxim din partea Primăriei Municipiului Roman. Însă ce am constatat? Că în momentul în care au făcut studiul de fezabilitate, partea de înlocuire a rețelelor din Roman a dispărut din studiul de fezabilitate, au încercat să introducă o sursă alternativă de alimentare cu apă, respectiv conducta de la Preotești, care vine până la Dulcești și s-a dorit o extindere până în captarea acelei conducte, însă reprezentanții Jaspers au spus foarte clar, nu. Voi în primul rând trebuie să eliminați pierderile Pierderle de, de pe și abia ulterior să vă gândiți la o soluție alternativă de alimentare Asta cu apă. Este vestea și, bună. și atunci, da, stați un pic că avem și o veste bună, dar și o veste proastă. care e proastă? Vă dau acum. În momentul în care au apărut aceste probleme, noi am cerut, arătați-ne studiul de fezabilitate, să-l vedem ce s-a întâmplat cu el. Pentru că am avut informații că am rămas doar cu aducțiunea, modernizarea puțurilor, crearea unui nou rezervor și cam atât investiții pe român. Ba mai mult decât atât, am aflat și am rămas profund dezamăgiți când am fost în vizită la minister că Apa cred că va avea probleme foarte mari în accesarea acestor fonduri europene în actualul exercițiu financiar pentru că se află în procedură de reziliere a contractului cu consultantul, iar dacă până la sfârșitul acestui an nu încheie contractul de finanțare cu Ministerul Fondurilor Europene, e clar compromis acest exercițiu financiar. Romanul, în cazul de față, ar pierde circa 20 milioane de euro. Care au fost demersurile sau care a fost interesul vizitei mele la Ministerul Fondurilor Europene? Am dorit să aflu în ce măsură eu pot să mă separ cu programul meu pentru Ce Roman pura, sară, să mă alătur la Iași și mi s-a spus foarte clar că în momentul de față se poate deschide o aplicație nouă strict pentru Roman și să-mi fac proiectul așa cum doresc eu. Și atunci, pe lângă modernizarea aducțiunii și a captării, am și posibilitatea de înlocuire a rețelor de apă, iar Ministerul Fondurilor Europene pentru un proiect până la 50 de milioane de euro îmi direct de la Roman, de la București, aprobarea, nu mai e nevoie de Bruxelles. Deci, practic, întreg proiectul, dacă da, îl facem, că era proiectul întreg pe județ, proiectul întreg era, pe județ mare, era mare, trebuia aprobat nu... acolo, făcând nu... acum aplicație separată doar pentru Am roman înțeles. și există precedentul Onești, care Onești s-a mutat la Raja Constanța și i s-a făcut aplicație separată. Avem eu, și noi eu, precedentul, eu, la, da, la, da, da. Având precedentul, putem crea și noi la roman o astfel de aplicație. Mai mult decât atât, APA Vitalul luna viitoare va semna contractul de finanțare. Deci, iată că acolo sunt mult mai avansați din acest punct de vedere. Ori eu nu-mi permit să pierd banii europeni peste 20 milioane de euro care intră în modernizarea captării, în înlocuirea rețelelor de aducțiune și înlocuirea rețelelor de Eu Vreau de să apă vă din, spun că abia aceste argumente mă convin pe mine, eu nu vorbesc de alții, abia aceste argumente mă convin pe mine pentru că eu rămăsesem cu ideea că nu se poate investi în înlocuirea rețelelor vechi prin programe de deci acești... Prin deput. poim se poate. Da. Deci prin poim se poate. Da. Asta este un lucru bun, nu numai pentru roman, dar... Pentru oricine, dar a... trebuie să existe și un management sănătos. Vedeți, dumneavoastră, toate aceste schimbări care au avut loc la, la nivelul conducerii apa serv au dus la întârzierea acestor programe și uh, nu, 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 face numai. bine Eu vă spun reguli acum, nu știu dacă spun, am tot spus, eu vă spun că același lucru se va întâmpla uh, am spus de la începutul anului trecut că Apa Servo are șanse sub 30% că va putea semna contractul. Părerea mea acum au scăzut. Au scăzut și mai mult pentru că în momentul când te duci, contează și aria pe care lucrezi și Romanul era un consumator, cel mai important consumator din județ, din câte știu eu la un moment dat. Dar același lucru se va întâmpla și pe programe privind transportul în comun, în zonă și o să discutăm și despre gunoi imediat. <laughs> Așa. Bun, deci cu apa ne-am lămurit. Avantajele, cel puțin așa cum le prezentați dumneavoastră, sunt acolo. Despre preț, ce ne puteți spune, ce ați discutat cu cei de la Apa Vital? Bun, aici cu prețul e undeva pe la mijloc, adevărul, pentru că uh, Apa Vitalul mai are o componentă care nu există la Apa Ser, și anume uh, prețul la uh, Apa Pluvială, Apa, apa Meteorică are un, o componentă separată în cadrul companiei APA Vital și în funcție de datele care vin de la ANMH uh, uh, se comunică Cantitatea deci de, au, un tarif au un tarif și, și, și pentru apa meteorică, care, practic, în, care în perioadele e, de... Care intră în canalizare. Pe, sau? Folosesc rețele de canalizare și ajung în epurare. Am înțeles. Practic. Și atunci, pentru agenții economici, e clar că va exista și această componentă a apei meteorice, iar când vorbim de agenții economici, vorbim inclusiv de asociațiile de, de proprietari, de proprietari care, care au personalitate juridică. Adică, eu nu vreau să se înțeleagă că noi am făcut acest pas doar din nu, perspectiva nu, nu. prețului, nu pentru că lumea. Prețul, prețul nu e neapărat mai mic. Sigur, aparent este mai mic, dar în perioadele cu ploaie se, deci, se poate constata spun. că uneori e poate fi bine poate fi mai un, mare. Păi nu, zi, dar eu eu sunt, sunt, o, persoană foarte, sunt să... o persoană foarte corectă și vreau să expun toate avantajele și dezavantajele. Dar cred eu că cel mai important și cel mai mare avantaj care e e, e ducerea la îndeplinire a poimului prin investiții în actualul exercițiu financiar. Și dezideratul meu, pentru că să știți, noi aici la Roman am muncit foarte mult pentru proiecte europene. Dacă municipiile reședință de județ au avut dedicate sume de bani și trebuiau doar să depună proiecte, municipiul Roman a intrat în competiții a intrat în competiție atât la nivelul tuturor municipiilor pe ADR Nord-Est, dar și în competiție cu municipiile reședință de județ care au avut alte axe unde au trebuit să intre și ele la competiție. Și atunci, noi din punctul de vedere al fondurilor europene, am considerat că e singura șansă pentru Roman să ne dezvoltăm. Avem proiecte de 34 de milioane de euro depuse, 10 dintre ele sunt deja semnate, celelalte 8 sunt în evaluare, cred că le vom semna în acest an și noi chiar ne dorim și știm să lucrăm cu fonduri europene. De aceea înțelegem și necesitatea poimului și investițiile majore. Pentru că am mai auzit tot felul de afirmații, inclusiv de la președintele Consiliului Județean, că primăria municipiului Roman a trebui să investească în înlocuirea rețelor. Da. Or, mie, nu mi se pare deloc normal. Și, și romașcanii ar trebui să înțeleagă acest lucru. Cum adică eu din banii romașcanilor să înlocuiesc niște rețele pe care alții încasează uh, salarii, prime, bonusuri, despăgubiri sau alte, alte lucruri? Ci e ca și cum eu întotdeauna am dat un, un exemplu, nu știu, care să fie la îndemâna uh, oricui. Eu îți dau o mașină. Îți dau o mașină cu titlu gratuit, tu o bași și faci taximetrie, e drept că plătești asigurări, combustibil, șofer. Dar o exploatez foarte mult făcând taximetrie. Încasez bani din această activitate și la un moment dat, pe vreo șapte-opt ani, mașina se distruge. Ii cade motorul, cade caroseria și vii la proprietar și spune, păi reparăm, facem reparație capitală. Dar în tot timpul ăsta tu ai făcut bani din activitatea asta. Bun, e logic ceea ce spuneți. Eu câteodată stau și mă întreb dacă la nivelul unor entități mari, cum e Romanul, nu ar fi fost valabilă având în vedere ceea ce mi-a spus, se poate face un proiect P separat. Sau când pot să iau bani europeni. Cum să dau bani din bugetul nu, local -a când pot să ce iau ce bani ce... europeni. Inclusiv administrarea rețelor se facă pe o societate a romanului, dar nu știu dacă... Nu, nu mai e fezabil așa nu e fezabil. ceva. Nu mai e fezabil și uh, uitați-vă un pic care e trendul. și uh, trendul Nu, trend dar, uh, Uitați, Raja Constanța, care are deja 8 județe în care operează. Apa Vitalul, care încearcă să se extindă Uh, mai sunt alte companii prin vestul țării. E foarte important să înțelegem cheltuielile. Aici uh, este, chel o discuție care, asta este o discuție care deja ne duce în altă direcție. Să vă spun, Raja Constanța nu s-ar fi extins dacă nu ar fi avut un sprijin la un moment dat da, politic. Eu, eu, eu pot să, pot să înțeleg de și acest lucru, dar uh, trebuie să înțelegem cu toții că în momentul în care o companie deservește mai multe județe, practic un număr limitat de personal TESA deservește acele județe și, practic, cheltuielile de operare Când sunt mai mici. Mai mici da? Deci logic, Trebuie da. să, să urmărim și din punctul ăsta de vedere. Ori a reveni din nou pe o companie proprie la Roman, să știți că nu mai este nici eligibilă pentru fonduri europene. Pentru că area de deservire trebuie da, să fie mult mai mare. Ca aplicația da. care se va deschide în cadrul Ministerului Fondului Europene va fi strict pentru Roman, este una. Dar proiectul trebuie făcut în cadrul unei companii care deservește un anumit număr de, de populații. Deci nu poate uh, primăria municipiului Roman să-și creeze din nou acest serviciu la Roman, pentru că nu mai este eligibilă pentru accesarea de fonduri europene. Și noi nu urmărim numai exercițiul ăsta financiar care și urmează să se încheie, da. ci și următorul. Și atunci e clar că... Domnul primar, cu apa o lăsăm că îi nu scu... că nici nu plouă. Nici nu... Așa. Haideți să mergem spre alte servicii asigurate populației. De exemplu, sunteți mulțumit de modul în care funcționează chestiunea cu gunoaiele? Aici e o discuție pe care trebuie să o facem și un efort colectiv. Și de ce vă întreb? Pentru că și gunoaiele la Neamț beneficiază, eu pun întotdeauna ghirimere când spun beneficiază, raportându-mă la de serviciile, să spunem așa, de mare competență de la ADI Econeans, care și ea este, precum ADI Aquaneans, o asociere în care primăriile, ce spuneam înainte, da. acolo, tot așa a fost un proiect european. S-au creat zone sau probleme cu gunoiul sunt în județ, nu știu, la Roman. Da. Noi la Roman avem probleme în colectarea selectivă. Din punctul meu de vedere, celelalte probleme pe care le-am avut le-am remediat, am avut întâlnire și cu oameni de afaceri și cu asociațiile de proprietari și am găsit uh, acele formule prin care să echilibrăm indicii de generare. Pentru că o problemă pe care am avut-o la Roman a fost, uh, au fost tocmai acești indici de generare a deșeurilor. În momentul de față i-am echilibrat și e o situație intrată într-o oarecare normalitate. Legat de proiectul european de la ADI Econempt, vreau să vă spun că problema majoră a acestui proiect european a fost că a început gândirea undeva prin anii 2007 și s-a și implementat 2000. în 2018. O, realitățile din 2007 nu mai corespundeau sub nicio formă cu Eu realitățile de din întreb. 2018 Eu de și de aceea a fost o perioadă mult, mult prea mare de timp și uh, s-au pierdut foarte mult timp și știți foarte bine războaiele care au existat la nivelul Consiliului Județean legate de uh, deșeuri. Însă, revenind, pentru că eu nu sunt genul de persoană care să stau să mă plâng de trecut, ci trebuie să gândesc pentru viitor. Și atunci uh, spuneam că problema deșeurilor la Roma trebuie gestionată responsabil și, în egală măsură, uh, trebuie o implicare tripartită. Și aici e, pe de o parte, primăria municipiului Roman, pe de o parte, e operator de salubritate. Și, pe de altă parte, și cetățeanul care este producătorul de deșeuri. Și societățile de pe. Bun, bine, cetățeanul de... și societăți, practic producătorii de deșeuri, dacă Așa. vreți, în, în ansamblul lor. Bine, acum noi, la nivelul anului 2020, am luat o decizie de a implementa în patru zone din Roman niște platforme supraterane, zone pilot, le numim noi. Pentru colectarea selectivă, niște... abia anul acesta am luat această decizie, suntem în procedură de achiziție publică a acestor platforme am și le vom amplasa în patru zone. Două zone publice, două zone de condominii cu o aglomerare urbană foarte mare. În egală măsură, am intrat și într-un program la nivel național, chiar internațional, aș putea spune, Zero West, Zero Deșeuri, în care chiar joi vom avea vizita unui consultant din Italia pe problematica deșeurilor și avem alocat o sumă de bani și pentru monitorizarea video acestor platforme pentru a vedea și în funcție de zona municipiului roman, comportamentul producătorului de deșeuri. Pentru că în funcție de zonă e un comportament diferit. În zonele centrale, de exemplu, acolo unde există și implicarea asociațiilor de proprietari, avem zone unde funcționează foarte bine colectarea selectivă. Dar sunt și alte zone, în zonele mai periferice, unde nu funcționează acest lucru. Și atunci, noi trebuie să intervenim cu toții în educarea producătorului de deșeuri, astfel încât să colectăm selectiv, pentru că. Reversul medaliei și care e? Există niște sume de bani pe care trebuie să le plătească atât primăria, cât și operatorul de salubritate, ca și uh, taxe de mediu pentru neîndeplinirea coeficienților de colectare selectivă. Și atunci eu spun, de ce să dau bani aiurea pentru neîndeplinirea acestor indici când putem investi aceste sume de bani în alte lucruri? Și de aceea este interesul și al primăriei municipiului Roman să ne implicăm în colectarea selectivă și creșterea gradului de colectare selectivă. Ați avut relații aici cu prețul? De la nu, nu, pentru că la noi prețul este unul acceptabil în momentul de față, iar majorarea care a avut acum loc este nesemnificativă și este generată de creșterea tarifului pentru uh, taxa de economie circulară de la groapa de gunoi. Și e de spus că dacă se realiza uh, o selecție. Păi, no, noi în aici. Total, de asta, atunci, de, prețul ar. De, de asta, da. asta v-am spus că există uh, o obligație, până la urmă, și din partea noastră a primăriei, dar și din partea operatorului și a cetățenilor, să încercăm să conștientizăm faptul că dacă noi producem mai puține deșeuri care ajung la uh, depozitul ecologic de la Girov, cu atât mai puțin vom plăti și vom recupera cât mai mult din, din acest. Problema este însă alta, vedeți, și tot la nivel guvernamental. Trebuie închis cercul pe economia circulară. Pentru că în momentul de față s-au creat, creat anumite pârghii, dar nu s-a închis cercul, în sensul în care trebuie să existe acei operatori care să colecteze toate Absolut. deșeurile și care să acorde subvenții către operatorii de salubritate, care la un moment dat se vor întoarce în beneficiul cetățenilor. Deci, practic, toți acești bani de pe uh, deșeurile colectate selectiv ar, ar trebui trebuit să, să revină, să, să, să da. revină la cetățean. Am Însă... stat de vorbă cu un operator dintre cei care sunt da. în județ care mi-a spus așa, domnul Bărăneascu, zice, eu am munți de peturi și nu am unde să-i dau. Corect. Am selectat, le-am pus acolo și nu am unde să-i dau. Și aici e clar că ar trebui să intervină, dacă nu se intervină statul direct, măcar să creeze niște facilități pentru cineva care să investească în, în, în unități industriale de Sunt de acord și practic a, acest mecanism, dacă s-ar închide din punct de vedere al circuitului, ar funcționa foarte bine și atunci pe cal de consecință și tariful ar ar scădea. Domnul primar tot la servicii vreau. Da, să rămân. vreau să Terminați mai să și... mai fac o o precizare, aștept niște ghiduri de finanțare de la Ministerul Mediului prin Fondul de Mediu, pentru că urmează o finanțare guvernamentală pentru platforme subterane și atunci vreau să accesez un astfel de proiect, vom realiza un studiu de fezabilitate, astfel încât să pot obține această finanțare și pe anumite zone să intru și cu centre pilot pentru platformele subterane. zonele sub, în care subterane. populația este foarte bine educată din punctul ăsta de vedere, da, care funcționează. Da, dar știți acolo va trebui să suplimentăm, practic nu e de ajuns numai montarea acestor platforme subterane, ci va trebui să venim suplimentar și cu camere de luat vedere, va, va trebui absolut. să gândim deci, metode. De, da. prin care și ne place, nu ne place, dar să știți că tot metodele coercitive sunt cele care funcționează cel mai bine și dau efectul. O, o curiozitate. Cum se poate era să spun altceva acum? Ca la roman să funcționeze spitalul sub blăduirea mă rog, sub administrarea, sub a Consiliului Local al Primăriei pentru că nu prea am avut multe lucruri negative. Cât vă costă spitalul la Roma? Din buget, de exemplu. Bun, evident că o bună parte din bugetul municipiului roman este creat din ceea ce se, este constituit din ceea ce se întâmplă la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Vă spun, la Piatra Neam, spitalul este la Consiliul Județean. Știu, știu discuția e... de acolo. Deși... Nu, nu trebuie să ne ascundem după dege să spunem realitatea că există probleme și la Spitalul Municipal există... de Urgență Roman, există... ca nu orice da. sistem, însă încercăm să ținem sub control. Dacă Vreți, din, din perspectiva dotărilor și din per, perspectiva reabilitărilor unităților, unităților spitalicești, cred că Romanul stă printre cel mai bine din, din Moldova, chiar aș putea spune. Și credeți-mă, am fost în spitale și în clinici universitare și din ea și din București, nu arată ca spitalul din Roman. Eu de deci, v-am întrebat. Din punctul că acesta de vedere, a existat implica în actul medical, că acolo este altă poveste. aici voiam să ajung. Cu dotarea medicală, cu aparatură, o parte vine de la minister. O da, parte și prin și contribuția... Contribuția... Nu, iarăși vreau să fiu foarte corect. În ultimii 2-3 ani Consiliul am avut sprijinul Consiliului Județean, a județean, a județean deci și ne-au dat banii nu, pentru cofinanțare sau pentru aparatură. Discuție. Da, Vedeți că da. vreau să fiu foarte corect și să spun adevărul. Am beneficiat și de sprijin de la Ministerul Sănătății. Sperăm să obținem sprijin și în acest an pentru dotarea cu aparatură. De asemenea, avem acest proiect european de extindere și de modernizare a ambulatorului de specialitate din Roman, prin care vom achiziționa un computer tomograf, un remene, aparate de radiologie, ecografe și așa mai departe iar o cotă parte din, aceste, din acest proiect european va fi susținut de primăria municipiului Roman pentru că nu au încăput în valoarea maximală a proiectului. Da, din, și da. ni le-am asumat noi, e vorba undeva în jur de 500.000 de euro, pe care și a asumat Aveți primăria municipiului Roman. Aveți facilități pentru medici, ceva da, asigurate. Da, deci uh, uite, uh, spitalul municipal din Roman să știți că a, a devenit foarte atractiv pentru medici și nu vă spun faptul că foarte mulți medici din centrele universitare, în speță din Iași Trebuie aproape, să recunosc că e aproape, rând, da. vin și la mine, dar și la conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman, în identificarea și în căutarea de soluții pentru a ocupa un, un post de medic la Spitalul de Municipal de Urgență că este Roman, că este pentru că este foarte bine dotat, este modernizat în totalitate. Practic, anul, anul trecut am reabilitat ultimele două secții din spital, și în momentul de față este reabilitat în totalitate. și mai mult decât atât, creăm și aceste facilități de care spuneați dumneavoastră. Pe de o parte, am achiziționat mai multe apartamente în Roman pe care le-am dat Spitalul Municipal de Urgență Roman să le ofere ca și locuințe de serviciu pentru cadrele medicale și în egală măsură construim în momentul de față un bloc pentru, de 20 de locuințe pentru specialiști în sănătate care de asemenea va fi dat către Spitalul Municipal de Urgență Roman spre a fi oferit ne medicilor. Ne apropiam de finalul emisiunii. Spuneți-mi, domnule, eu am o, o marotă. De ce distrugeți stadionul de, din Roman? <laughs> da, mă bucur Roman, că... Romanul Roman, Roman era recunoscut pentru activitatea sportivă și vă și spun este sincer că Și este recunoscut în continuare. Veneam, veneam cu plăcere și la meciurile de handbal și... Așa. Dar de ce discursați? Eu am citit undeva că gata, ați a rămas nu, depinde unde ați citit, că e foarte important, că dacă dacă citim așa în mediul online o postare a fiecăruia, sigur, din păcate, rețelele astea de socializare au dat șansa multor persoane care în mod normal nu ar fi apărut niciodată în în prim planul opiniei publice, să spunem, dacă nu ar fi existat aceste rețele de socializare. Era o notă de... Revenind, revenind, e clar, și dumneavoastră ați înțeles foarte bine, sunt convins că nu e vorba nici o demulare a stadionului, nici de cum, vorbim de o modernizare a stadionului, iar această modernizare începe cu eliminarea unor gradene care sunt foarte vechi, sunt din anii 70, și care în momentul de față reprezintă un pericol public. Practic, îndepărtăm acele gradene din beton, creăm o biută frumoasă din pământ care va fi înierbată, vom crea un spațiu verde acolo și vom construi tribune noi mai aproape de suprafața de joc. Acum, sigur, stadionul din Roman era unul dintre, dacă nu era chiar cel mai mare din Moldova, 22.000 de loc. Credeți-mă. Eu sunt un amator de sport și un consumator al sportului, dar este și iluzoriu, da, să nu vom de... mai aduce niciodată 20.000 de, da, de oameni col. la un stadion, indiferent de ce mi-aș vorbit. Și uitați-vă un pic și în uh, fotbalul de top din România, mă rog, da? echipe din greu, Liga I. E greu să spui că România echip... este fotbal de top, dar hai să, da, pune da, pune dar hai să spunem, la, la nivelul de... ligilor de... superioare, da, da, da? vedeți că, exceptând 2-3 stadioane, da, e. Mai peste tot, trebuie mai mult ai, de 2-3 mii de spectatori nu vin la un meci de fotbal. Și atunci, pentru mine, mi s-a părut normal, într-o primă etapă, să construim aceste 3 mii de locuri în locul celor 20 mii, dar ce am făcut? Am adus tribunele mult mai aproape de suprafața de joc. Pentru că distanța, eu, pentru că aveam acel gard de împrejmuire, Aveam pista de atletism pe care acum am... să o să găsiți și jucători care se păi, să se ju, 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 jucătorii. Jucătorii creștem noi, pentru că avem avem loturi de, de copii și juniori cu care lucrăm și care sperăm ca în viitor să, să ajungă trebuie să Trebuie jucători să ne oprim aici, dar știți ce mi-ar face mare plăcere? Să facem odată o emisiune, cum se făceau pe vremuri, pentru că eu acum văd că primarii, în general, și oamenii cu decizie. Eu aș face emisiunea și aș spune așa, domnul primar, uite, din momentul ăsta răspundem la întrebări. Păi eu deja fac nu, acest lucru. Dar, da, Bun, dar, nu dar... în cadrul emisiunii dumneavoastră, dar eu fac acest lucru prin intermediul audiențelor păi, online cred, pe care numai le, că, le fac și răspund întrebările. Când vine unul mai străin de oraș, lumea capătă alt curaj. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și vă, sunt, sunt deschis la o astfel de uh, inițiativă și chiar cu îmi place. Mare plăcere, pentru că de la Roman se pot învăța lucruri pe anumite domenii. Romanul poate învăța lucruri de alte domenii și sper ca în viitor să nu asistăm la mai multe rupturi de administrative, că lucrurile nu merg bine și să ne trezim nu de jure, ci de facto o despărțire nu neapărat no. administrativă. De... Să, închid, nu, să, nu, să, nu, să nu închidem totuși o asta pesimistă, ci într-una optimistă. optimistă. Dar în optimistă. Ca, da, dar eu îmi doresc, de exemplu, deschiderea unor puncte de lucru ale instituțiilor de concentrate în piatra, și spre roman, pentru că romanul asta și zona romanului Roma, deservește jumătate a jumătatea automat. de est a județului, jumătate din populația județului se află în fără zona asta și prezident. de aceea și demersurile noastre mm. pentru deschiderea da. pașapoartelor pentru uh, permisiile auto și în Mulțumim autolară. pentru cafea Cu data drag viitoare oricând. o aducem noi sau vă așteptăm la noi la o cafea. Vă dorim cele bune o zi, cum se spune, eu rodnică, oameni buni aceasta a fost cafeaua a făcut, băută în deplasare la Roman în, primarul, în biroul primarului municipiului Roman. La revedere, cele bune, să fiți iubiți!